Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție de emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, iar invitatul meu din această seară în studioul Mix TV este profesor universitar dr. Ioan Vlad, istoric brașovean, autor de cărți, un om care m-a tras de mânecă pur și simplu și mi-a spus că astăzi, 16 august, de fapt, pentru Brașov este o zi mare. Astăzi aniversăm 100 de ani de la intrarea armatei române eliberatoare în orașul de la Poalele Tâmpei. Bună seara, domnule profesor! Și mulțumesc pentru inițiativă! Este o inițiativă frumoasă și v-ați fi dorit ca această zi să fie sărbătorită altfel la Poalele Tâmpei. Ați avut un proiect, da, ați scris o scrisoare, ați sugerat autorităților niște lucruri. Aș fi vrut ca astăzi la Brașov să fie o mare sărbătoare, pentru că Brașov ar fi meritat-o și evenimentul de acum 100 de ani ar fi meritat-o pe deplin, pentru că nu e doar un eveniment istoric oarecare, este un eveniment cu reverberații multiple până în vremurile noastre și probabil pentru toată istoria noastră. Este începutul războiului nostru de eliberare și întregire națională. La Brașov se produce eliberarea Brașovului în 16/29. Un Brașov austro-ungar, august, da, sub dominația austro-ungară la vremea respectivă. Brașov era în Austro-Ungaria, la marginea Imperiului, un oraș românesc în bună măsură, dar cu administrație sosească de sute de ani. Firește integrat atât cât se putea integra în realitățile austro-ungare. El depindea foarte mult, trăia sufletește, e subtitlul unui capitol într-o carte a mea, trăia sufletește în România, pentru că legăturile cu România erau foarte puternice. Ponderea românilor care era la vremea respectivă? Cam o treime erau români în orașul propriu zis, pentru că cetatea, mai ales cartierul central, era predominant săsesc maghiar, zonele bune dominate de străine, iar românii în șchei și în restul cartierilor, sigur, într-o proporție destul de mare. Iar cartierele muncitorești de astăzi nu existau. Nu existau. Brașovul se termina la strada Castanilor, undeva pe la jumătatea străzii de mijloc. Bartolomeul, unde se produce un eveniment important, era în afara orașului. Răcădău nu exista. Răcădău nu exista, categoric. Da. Deci, iată, în 100 de ani, da. Și cam câți locuitori avea la vremea respectivă? Numai puțin. Întâlnirea, intrarea propriu-zisă armatei române s-a produs la bifurcația străzilor sau drumurilor spre Dârste și spre Hărman. Deci undeva unde hidromecanica de astăzi era marginea orașului. A ieșit delegația în fața... Centrul civic de astăzi era marginea orașului acum 100 de ani. Era marginea orașului acolo, da. Da, interesant. Brașovul și Marea Unire este una dintre cărțile dumneavoastră. Mi-a spus că e scris acum 20 de ani. V-ați dedicat acestui subiect. Da, coșiteza dumneavoastră de doctorat. De lupta națională la Brașov. A ieșit o carte destul de frumoasă atunci în 96. Eu am reluat, am continuat cercetările, speram ca chiar în această zi să lansez și ediția a doua a Brașovului și Marea Unire. Ați păcate, nu e gata. Aveți material? Nu e gata cartea? E materialul încă. Și am extins foarte mult cercetarea, pentru că aici m-am ocupat doar de perioada războiului, 1914-1918, deci ultima parte, etapa finală a luptei naționale la Brașov, dar reluând lucrurile și reconstituind, îmi încep analiza luptei naționale, cel puțin cu secolul XVIII, da. Când istoria o armă de luptă, iată altă carte a domnului profesor. Da, e o culegere de studii, de cercetări, de articole publicate de-a lungul timpului, sintagma din timpul aparține lui Bălcescu, foarte frumoasă. Eu sunt militar la origine și da, mi-a sunat bine acea... Și Ioan Șenchea, martirul Alteanului, iată, e altă carte a domnului. Da, Ioan Șenchea este un zărneștean, a ajuns avocat la Făgăraș, a condus toată lupta națională acolo de la 1892 până în 1916. Este victima unui asasinat politic în 8 septembrie 1916. Se fac 100 de ani peste puțin timp de la moartea lui. Alt centenar, da. Un asasinat politic ciudat, unic în tot peisajul anului 1918 sau anilor războiului și lupta națională, întrucât el face parte din grupul Vaida, Maniu, Goga, deci din marele personalități ale Ardealului, din conducerea Partidului Național Liberal, a condus deci la Făgăraș lupta națională lungă, perioadă de timp, era foarte bine cunoscut, dar este singurul care este asasinat, care cade victim represiunii
represiuni, poliția austro-ungară, pentru că a fost foarte curajos, foarte dur. Un curaj care la vremea respectivă costa, iată, costa viața. 16 august 2016, ați făcut un articol, ați încercat să sensibilizați autoritățile, să sărbătorim aceasta, să facem un soi de reconstituire. Da. Deci intrarea armatei române... Eu aș fi vrut române să se reconstituie, pentru că se putea face o chestie foarte frumoasă, spectaculoasă. Se putea reconstitui intrarea armatei române cu forțe în uniformele epocii și armata, regimentul de gardă, Muzeul Național are uniforme de are epocă resurse. Și adesea vedem reconstituiri de felul acesta. Avem chiar pe cineva preocupat la Brașov în reconstituiri de felul acesta militare. I-am sugerat și din păcate uite că nu s-a finalizat. N-a găsit resurse, cu uniforme de astăzi. Se putea foarte bine face cu prezența armatelor aliate din NATO, așa cum se mai face și în alte situații, și o astfel de coloană primită la Dârste, Hărman, unde spuneam la punctul acela de, din 1916, și urmând coloana aceasta până în centru, cu primirea în Piața Sfatului, cum s-a făcut atunci. În Piața Sfatului au fost primiți de cine? De populație? Desemnalat că în Piața Sfatului primirea s-a făcut în spatele clădirii muzeului și în fața bisericii române. Era singurul punct românesc din Piața Sfatului. Se numea atunci Piața Franz Iosif, de reținut chestia asta. Franz Iosif, deci personalitatea numărul 1 a Imperiului, când murise oare la momentul acela, cred că nu murise. Nu murise Franz Iosif. Deci Piața Sfatului de astăzi, devenită ulterior Piața 23 August, devenită în 1918 Piața Libertății. A fost și Piața Libertății. Piața Libertății, până când a ajuns Piața 23 August. Iar din 1990 este Piața Sfatului. Ciudat că este Piața Sfatului. Dacă vreți, comentăm. Că e o ciudățenie aici. E o ciudățenie. Da. Cum ar fi trebuit să se cheme? Piața Libertății. Piața Libertății era... După 90 am reconstituit... E locul care a marcat libertatea Brașovului, aici. Dar în 90 am reconstituit ce a fost românesc, sau denumirile, sau toponimele românești dinainte de comunism. Poate mai faceți o interpelare, să afle unii și alții cum e cu istoria noastră. Pentru ce. Nicolae Iorga spunea, unirea s-a plămădit în orașul de la Poalele Tâmpei, pentru că, de fapt, Brașovul a fost primul oraș mare eliberat de armata română. Nu atât pentru asta, pentru că el a spus-o mult mai devreme. Sau nu mai devreme, nu referindu-se exact la eliberarea din 1916. El are în vedere toate luptele naționale de la Brașov. Brașovul, ca oraș cultural, ca forță națională românească, este în centrul luptei naționale românești la anvergura spațiului românesc. Pentru că este un oraș mare. De moment, pentru că este un oraș în Austro-Ungaria, care simte apăsarea Imperiului Austro-Ungar, care are posibilități, are potențial și uman și material. Românii brașoveni erau bogați, făceau comerț serios, aveau posibilități financiare. De aceea au susținut o Gazeta Transilvaniei și Barița a știut că aici sunt bani și aici poate face o gazetă de nivel național. Aici s-a făcut liceul Șaguna, pentru că și asta presupun mulți bani și statul austru n-a dat un bănuț la toată afacerea liceului și este absolut impresionant generozitatea românilor șcheieni, brașoveni, pentru a-și face liceul. Da. Au dat bani mulți. Prima etapă, au început construcția, s-au împotmolit, nu mai aveau, au cerut și în altă parte, iar s-au... Dar a fost o voință admirabilă. Deci Brașovul a avut un potențial. Brașovul cultural, Brașovul mediatic, publicistica, presa de la Brașov, instituțiile serioase, Gazeta, Astra a avut o forță formidabilă la Brașov. Casina Română, creată la 1895, a avut un rol formidabil. Părea a fi un casino oarecare unde se întâlnesc bărbații să bea o bere, să joace cărți, să facă bârfă. În realitate era un loc, singurul loc din Brașov, unde se puteau întruni grupurile de români, deci, fără să-i asculte nimeni, deci, un focar de românism, fără să-i asculte nimeni și să comenteze, să dezbată problemele care îi dureau. Erau primați românii la vremea aceea? La 1848, casina devine comandamentul Revoluției la Brașov, plecarea delegației la Alba Iulia în 1918 se produce tot din casină.
Acolo se dau documentele, se dă insignia aia frumoasă brașoveană, probabil drapelul pe care, care se păstrează acum la Alba Iulia a plecat de acolo, deci casina a avut un rol formidabil. Discret, fără să știe nimeni, fără să intre sașii sau autoritățile maghiare acolo, acolo se revoluționare de 1948, la casină au tras, acolo era locul de întâlnire al reuniunea femeilor române, aparent o mișcare. Deci eram feminiști, da? Deci am fost în avangardă, da, și din acest punct de vedere. O mișcare feministă, oarecum în ghilimele. Pentru că, în fapt, era o mișcare națională, era o organizație națională, o instituție națională. După deci 1848, femeile erau patriote, da. După 1848, când bărbații nu mai puteau să se organizeze, să-și facă ceva anume, au pus pe seama femeilor această reuniune. Femeile să se organizeze, să se îngrijească de orfanii din Revoluție, din Războiul Civil, și sub masca asta, având în componență și bărbați ca consultanți, asesori, mă rog, o formă bine mascată, era tot o modalitate de întrunire, de discutare, de dezbatere și de rezolvare financiară, materială, publică a unor probleme românești. Este impresionantă și activitatea reuniunii. Adevărat, și cred că v-ați aplecat mult asupra acestor aspecte, da. Sunt ani grei de studiu. Deci, practic, la Brașov, acel treceți batalioane române Carpații... Acea chestie lui Iorga pe care ați spomenut-o, că n-am finalizat chestia. Unirea s-a plămădit la poalele plâmbei. S-a plămădit la Brașov. Este convingerea lui Iorga, după analizarea secolului 19 de românism, deci la Brașov, tot ce a precedat de luptă națională, unirea, da. Efectivă. Și Iorga a lucrat mult la Brașov, a cunoscut arhivele brașovene, i-a cunoscut pe românii brașoveni foarte bine și nu întâmplător s-a însurat cu Catinca Bogdan de la Brașov. Nimic marea nu lui întâmplător, iubire, domnule profesor, așa? Da. Și prin urmare ce a spus el despre acest certificat dat brașovenilor și Brașovului, că aici s-a plămădit unirea, ceea ce pare o ciudățenie, pare cum adică, da, nu la București, brașoveni, nu la Alba Iulia, nu la Chișinău, nu la Cernăuți, nu știu eu unde, la Brașov, de ce la Brașov? Într-un proiect de lege a guvernului se înșiruie o listă de orașe ale Mari Uniri, Brașovul nu este acolo. De dar eu fac suntem? Demonstrația. De ce nu suntem, domnule profesor? Iarăși o discuție. Pentru că nu mai știm istorie. Sau nu avem oameni care să, a căror voce, oamenii aveni, iată, noastră, da. Să se facă auzită, pentru trebuie că făcut această demonstrație că Brașovul are un rol formidabil. Da. Nu se vorbește deloc. Iorga de... mai dă un certificat absolut admirabil, Brașovul, Centru Conștiinței Naționale Românești, de secolul 19. De asemenea, și Iorga nu se juca cu vorbele. Nu poți să-l găsești cu mâța în sac, nicăieri. Adică aprecierile lui sunt argumentate, sunt adevăruri pe care le-a formulat foarte bine. Deci... Bun, nu sunt manifestări specific brașovene, dar spun eu, nu sunt nici naționale, deci nu e marcat deloc, da, acest an. Da. Eu vedeam centenarul Marii Uniri început măcar la momentul la care a început războiul sau centenarul războiului nostru de eliberare și întregire națională. Există niște inițiative, dar foarte modeste și fără cap și coadă, fără o logică, există inițiativa unei legi a centenarului, care nu are decât o expunere de motive pe internet, n-a formulat nimeni textul și să vedem ce se vrea acolo. Există o inițiativă de constituire a unui departament al centenarului la nivelul guvernului. Este doar o idee și o schiță de ce va fi acel departament, încă nu-l știm. Se vrea sărbătorirea primului război mondial. De ce? N-avem nimic cu primul război mondial. Este războiul marilor puteri, are niște interese care au fost atunci și care sunt aceleași, din păcate. Noi n-avem nimic cu acest război. Noi am folosit ocazia războiului, am intrat în alianță ca să ne facem războiul nostru, ca să ne atingem niște obiective politice naționale românești, absolut românești și nu ale aliaților. Aliații și-au avut interesele lor. Noi ne-am lipit, ne-am aliat, am intrat în contextul războiului, dar pe ideea noastră, pe soluțiile noastre, pe obiectivele noastre, ne le-am urmărit.
am cunoscut și agonia și extazul în acest război. Este admirabil și impresionant și dramatic acest război. Dar este al nostru de la un capăt până la altul. L-am început în 1916 și l-am terminat în 1919 cu cucerirea capitalei adversarului. Deci nu la unirea din 18, ci în 1919. Iarăși lucruri puțin știute de publicul larg. Care... Ultima campanie care a fost rezolvarea definitivă a unui conflict istoric cu o... Atunci socotiți dumneavoastră că și istoricii marchează. Da. Bun, iar data de astăzi, astăzi e centenarul, deci era o ocazie pentru această desfășurare pe care ați propus-o frumoasă și prin care și copiii ar fi învățat lucruri, pentru categoric, că altfel înveți, altfel se cultivă acest sentiment de patriotism. De... Foarte... Dar nu a fost marcată niciodată. De câte ori s-a vorbit, dumneavoastră, ca istoric? Aniversarea lui 1916 nu prea s-a făcut. Deci este un eveniment care nu... 1918 s-a sărbătorit încă din epocă, din ce în ce mai amplu, nu foarte mult în perioada interbelică, dar nu trecea aniversarea nemarcată, nesărbătorită. Ce spera să se întâmple de acum înainte? Cum vreți să vă amplificați vocea? Pe cine asta aduceți fost, alături de dumneavoastră? Asta ar fi fost începutul manifestărilor. Am ratat cu toții, da. Ar trebui să continue cu un centenar al bătăliei Brașovului. S-a produs deci la 7 octombrie 1916 bătălia Brașovului, monumentul de la Bartolomeu, care este un eveniment absolut impresionant și care, din păcate, se mediatizează. Vă poftesc de acum să povestim atât atunci. De anapoda, încât da. Mă doare sufletul să văd ce se întâmplă pe internet. Există o suită de fotografii puse în circulație de cineva de la Budapesta cu intenții bune, deci poate. Propaganda maghiară, așa, spune... Foarte subtilă, foarte subtilă. Este drama de la Bartolomeu, cu nenorocirile de acolo, cu spectacolul pe care îl admiră populația Brașovului, de o anumită etnie probabil, după, și toată lumea pedalează pe acele... Am văzut recent un material scris de un făgărășan, publicat în Monitorul de Făgăraș, care prezintă toată povestea războiului, lupte naționale, nu face niciun fel de ilustrație decât aceste nenorocite de fotografii. Da. Expoziția pe care au făcut-o învingătorii în Piața Sfatului, repet, numită atunci Piața Franz Josef, cu piesele de artilerie, cu prizonierii români capturați în 1916 în bătălia Brașovului, adunați în Piața Sfatului. Circulă și acele fotografii, da, da. Cu, adică vezi, doamne, uite cât de păcătoși ați fost. V-am învins, v-am zăpăcit, v-am luat tunurile. Unii acea propagandă care face și jocuri politice astăzi. Dar din păcate așa nu știu pe aceea, vă spuneam că autorul de la Făgăraș nu e, deci de-al nostru. Am înțeles atunci. Mă rog, răspund la provocarea pentru octombrie. Ne oprim aici, pentru că spațiul este mult prea mic. Totuși, sunt fericită că împreună cu dumneavoastră și datorită dumneavoastră am putut spune multor brașoveni care nu știau că aici, la Brașov, a intrat armata română prima oară, a fost primul oraș mare din Ardeal eliberat, că acel treceți batalioane române Carpații, cântecul pe care cu toții îl cântăm, atunci s-a făcut auzit și marchează exact acele evenimente care au dus la eliberarea Ardealului, că a fost o suită de evenimente care a căror cireașă pe tort a fost acel 1 decembrie 1918, Marea Unire, și că Nicolae Iorga a spus, cu argumente solide, că unirea s-a plămădit la poalele tâmpei pentru că aici, la Brașov, românismul a fost un focar de românism care nu s-a lăsat stins niciodată. Să vă mai spun să nu uit că atunci Brașov și-a schimbat numele în Sfânta Maria. Eliberarea s-a produs de Sfânta Maria. Pentru că s-a produs de Sfânta și a existat. Și cât timp, cât timp s-a numit Sfânta Maria? Cred că numai cele 40 de zile cât a fost românesc atunci, în 1916, după reocupare s-a renunțat. Am înțeles. Da. Deci 40 de zile a fost românesc, Sfânta după care iar s-a luptat pentru eliberarea Brașovului. Istoria merge mai departe, dar dacă nu învățăm lecțiile trecutului, repetăm greșelile și totul se răzbună. Din păcate se răzbună. Mulțumesc mult, profesor universitar dr. Ioan Vlad, istoric brașovean, invitatul meu în această seară la Mix TV, la Mix Actual. Onelia Pescaru sunt. Rămâneți cu noi. O seară bună!